Dacă ai un gazon mărginit de gard, ai o curte unde ai umbră, ai zone mai umede, ai diverse plante, practic ai un microclimat, cu siguranță ai avut o boală, chiar dacă nu ai știut să o identifici sau nu ai știut de existența ei. Majoritatea covârșitoare a bolilor apar din cauza umidității ridicate, fie din cauze naturale, fie din cauza irigării incorrecte a gazonului. Astăzi o să te ajut să identifici mai ușor aceste boli, iar pentru asta am pregătit două tabele. Primul tabel îți prezintă cele mai întâlnite 9 boli ale gazonului, împreună cu speciile de gazon la care pot apare. În partea dreaptă avem incidența apariției bolilor în funcție de specii. La unele apar mai des, la unele mai rar sau spre deloc, la unele doar ocazional sau în funcție de anumite condiții. În următorul tabel vom vorbi puțin mai detaliat despre bolile gazonului. Vom avea împărțit în 3 părți: identificare, prevenire și tratare a celor 9 boli prezentate anterior. De asemenea, dacă considerați că poate ajuta acest video și alți iubitori de gazon, prieteni sau amici care știți că au avut probleme sau chiar în acest moment au probleme, puteți să le distribuiți și lor acest material video. Astăzi mă voi axa să înțelegeți foarte simplu aceste boli, cum le identificăm, cum le prevenim și de asemenea cum le tratăm. Dacă doriți să aprofundați mai mult aceste boli, pe Google găsiți materiale de specialitate referitoare la bolile gazonului. Firul roșu apare în condiții de umiditate de la plus 15 grade. Sunt niște fire roșii rozalii care se împrăștie în gazon. În general apar primăvara, atunci când gazonul este slab fertilizat și nu este scarificat sau nu este irigat corespunzător. Ca prevenire, trebuie doar să fertilizăm corect tot sezonul, să irigăm corect, să scarificăm și, dacă există condiții de umiditate ridicată, să facem și o aerare. Acestea sunt prevențiile, iar pe partea de tratare, tundere și greblare a acelor fire roșii, precum și fertilizare cu mult azot. De exemplu, Landscaper Spring and Summer sau Landscaper Maintenance conțin azot destul de mult, iar în câteva săptămâni de zile gazonul se va redresa și nu va mai fi urmă de această boală. Fungicide nu vă recomand să folosiți. Sincer, nu am văzut până acum niciun caz extrem în care să fie acoperit aproape toată peluza. În general, trece prin simpla scarificare, greblare și fertilizare cu azot. Inelele de zână sau inele de vrăjitoare sunt niște inele formate din ciuperci sau iarbă mai închisă la culoare, de diametru între 50 și chiar plus 4 metri, care apar la fel din cauza umidității, apar pe un gazon escarificat care are multă materie vegetală la bază. Condițiile de apariție sunt undeva la 15-20 de grade și personal am întâlnit mai mult primăvara, atunci când gazonul nu a fost scarificat la timp și fertilizat corespunzător. Ca și prevenție, scarificare, aerare, drenare, gazon, să eliminăm cât mai repede umiditatea și să irigăm corect. Pentru partea de irigat veți găsi un material la mine pe site despre irigarea corectă a gazonului, îl voi lăsa și în descriere. Pe parte de tratare, în general această boală este ca o loterie să o tratezi cu fungicide, pentru că e formată din mai bine de 50 de tipuri de fungi, dar dacă dorești să aplici un fungicid îl vei aplica la libera alegere. În general, dacă tot dorești să o faci, aplică ceva cu azoxistrobin, adică Ortiva Top ca și denumire comercială, pentru că în general acoperă cam un spectru destul de mare de boli, dar de asemenea eu îți recomand să folosești prima dată produse foliare care ajută ca și prevenție sau și tratare a acestor boli, și anume eu îți recomand produsul FertiCooper. Este un foliar care are funcție de fungicid, bactericid și stimulator și este omologat pentru culturile ecologice.
cuprul din acest produs modifică mediul prielnic fungilor și acestea nu vor mai rezista. Iar, ca o mică paranteză, eu anul trecut am folosit exclusiv acest FertiCooper, aplicat maxim o dată pe lună, doar dacă am văzut semne sau preventiv înainte de o perioadă de ploi, dacă se anunțau la meteo sau urmăream prognoza. Și alternativ cu acest produs am mai folosit Abonoen, care este azot, împreună cu bonbon stimulator, care și el conține cupru, doar o cantitate mai mică, și acestea două întăresc planta la condiții de stres. Dollar Spot, după cum îi spune și numele, are dimensiunea de început a unei monede de 50 de bani sau de 1 dolar. Se caracterizează prin niște pete mici de dimensiunea acestei monede, cu sau fără acea vestită pânză de paianjen. Dacă pânza de paianjen dispare la apariția soarelui, aveți boală. Dacă nu dispare, este pur și simplu o pânză de paianjen. Această boală apare la plus 20 de grade în general și la un gazon cu deficiențe de azot, adică la un gazon slab fertilizat. Ca și prevenire, trebuie să corectăm deficiențele de azot, și anume să fertilizăm corect gazonului, să irigăm corect și, dacă avem posibilitatea, să îndepărtăm roa. Valabil cam pentru toate celelalte boli, dacă îndepărtăm roa sau dacă ajutăm să nu mai avem atât de multă roa, nici umiditate nu vom mai avea, deci gazonul se va zvânda mult mai repede. Ca și tratament, încercați alternativa fungicidelor, și anume FertiCooper, iar dacă nu aveți sau nu se rezolvă, la o zi, două puteți aplica fungicid, și anume Ortiva Top împreună cu Switch. Continuăm cu Pythium. Aceasta este o boală, să spunem, în oglindă cu Dollar Spot, și anume că ea apare la un gazon cu exces de azot. Aici, atenție cei care folosiți MPK-ul agricol, în special în perioada de primăvară-vară, pentru că dacă se întâlnesc condițiile de umiditate peste 20 de grade, aveți șanse foarte mari să găsiți această boală. Această boală se caracterizează prin niște pete negricioase, maronii, uleioase, care au un miros foarte, foarte persistent de mucegai. Și de asemenea este prezentă și acea pânză de paianjen. Ca și prevenire, trebuie să irigăm corect, să scarificăm, să îndepărtăm acea pâslă și să evităm fertilizarea excesivă cu azot. Încercați să nu folosiți decât produse profesionale pentru gazon, care au o eliberare controlată pe o anumită perioadă de timp. Ca tratare, la fel, alternativa FertiCooper sau Ortiva Top plus Switch. Țineți cont că această boală apare și la gazonul proaspăt semănat în perioadele calde și se numește căderea plantuțelor. Practic, plantele se rup și cad la baza gazonului. Iar pentru aceasta folosiți fungicidul Previcur Energy. Atunci când gazonul are undeva la 3-4 cm, îl aplicați pentru a preveni această boală. Chiar este și recomandat ca să evitați alte probleme. Pătarea frunzelor, după cum îi spune și numele, există niște pete galben-gri cu margini maronii închis, care apar în cauze de umiditate excesivă în gazon. Ca și prevenire, irigați corect, scarificați și puteți să tundeți curb pe perioadele umede. Iar ca și tratare, alternativa FertiCooper sau fungicide Ortiva Top și Switch. Făinarea este o boală destul de interesantă, să spunem așa, pentru că se prezintă ca un praf albicios pe firele de iarbă a gazonului și apare în special pe zonele umbroase sau în zilele în care nu este soare și nu se zvântă foarte bine gazonul, undeva la 20 de grade. Ca să o preveniți, trebuie să irigați corect, să scarificați și să aerați dacă este cazul, sau să faceți lucrările practic de mentenanță corespunzătoare sezonului, și la fel să tundeți curb pe perioade umede pentru a ajuta ca curenții de aer să zvinte mai bine gazonul. De obicei trece de la sine, nu este nevoie de aplicat fungicide sau foliari care au acest rol, dar în cazuri extreme puteți să aplicați alternativa la fungicide sau Ortiva Top ca și fungicid.
Rugina este asemănătoare cu făinarea, doar că este un praf cărămiziu, cade rugină, când treceți cu mașina va rămâne acest praf pe mașină sau pe pantofii voștri. Când veți tunde, la fel, apare în perioade de lipsă de soare, zone umbroase și undeva la 20 de grade. Dar această boală apare la un gazon care are ceva deficiențe de azot, nefertilizat corespunzător. La fel, irigăm corect, scarificăm, putem tunde scurt pe perioada de umiditate pentru a ajuta ca această boală să dispară, de obicei trece de la sine, respectiv ca în cazul făinării puteți să aplicați alternativa la fungicide Ferticooper sau în cazuri extreme Ortiva Top. De obicei și pentru făinare și pentru rugină doar faptul că tundeți mai scurt și ajutați să drenați apa mai bine, practic puteți să și greblați puțin zonele respective, veți face ca boala să treacă de la sine. Acum să ajungem și la două boli care se întâlnesc în sezonul rece, și anume mucegaiul gri de zăpadă și mucegaiul roz de zăpadă. După cum le spune și numele, apar cu sau fără zăpadă. Unul este mai dăunător, altul este mai puțin dăunător. Și anume, mucegaiul gri de zăpadă reprezintă pete circulare după topirea zăpezii de culoare gri. În oglindă este mucegaiul roz, care are pete de culoare roz și apare chiar fără zăpadă. Aceste boli apar în principal undeva la 2-8 grade pe un gazon cu exces de azot și umiditate ridicată, adică ați folosit probabil în toamnă un produs cu conținut mare de azot. Foarte mult azot slăbește gazonul și e predispus la apariția acestei boli. Ca și prevenire, va trebui să fertilizăm cu mult potasiu și mai puțin azot, iar ca și produs vă recomand Pre-Winter de la Landscaper, care are doza optimă de potasiu, respectiv azot. Bineînțeles, trebuie făcute și lucrările de mentenanță, cum ar fi scarificare, aerare și dacă putem, sau dacă știți că ați mai avut probleme și în trecut, să faceți și un drenaj acolo unde este cazul. Mucegaiul gri nu este dăunător, afectează doar frunzele, e mai mult de ordin estetic, dar gazonul va da în primăvară. În schimb, mucegaiul roz poate afecta și rădăcina și de aceea, ca și tratament să spunem, va trebui să aplicați switch când temperaturile sunt undeva la 6-8 grade pentru a avea un efect totuși parțial. Iar ca prevenire, să spunem, dacă și în trecut ați mai avut aceste boli sau știți că este trafic iarna, puteți să aplicați înainte de venirea iernii Ortiva Top sau alt fungicid cu azoxistropin pentru a preveni apariția mucegaiului de zăpadă. Iar ca ultimă măsură de prevenție, pe perioada iernii puteți să tundeți mai scurt cu o treaptă gazonul, pentru că atunci când va ninge sau va sta zăpadă foarte mult, să nu fie culcat foarte mult. După cum ați văzut, sunt două elemente, unul ca și cauză și una ca și prevenție, și anume umiditatea ridicată este prezentă la toate, iar ca și prevenție, scarificarea. În principiu, dacă faceți cele două scarificări anuale, cea de toamnă și cea de primăvară, veți evita marea majoritate a bolilor. Împreună cu irigarea corectă a gazonului, veți limita și mai mult aceste boli. Dacă putem noi să controlăm apariția acestor boli, atunci totul este în regulă, dar dacă din cauze naturale, ploi, perioade lungi de umiditate, există totuși riscul apariției lor. Ca să rezumăm partea de prevenire și de tratare, preveniți ca să nu aveți ce trata. Iar în cazuri în care există boala sau vreți să o preveniți, încercați întotdeauna cu produse care nu sunt fungicide, pentru că totuși în gazon, în sol, mai sunt fungi de care avem nevoie, fungi benefici, iar în cazul extreme folosiți fungicidele. Nu vă recomand să aplicați preventiv fungicide decât în cele două cazuri, și anume la pitium pentru căderea plăntuțelor și la mucegaiul de zăpadă, dacă știți că în trecut ați mai avut această boală și așa puteți să o preveniți. Dacă ți-a plăcut acest material despre bolile gazonului cauzate de fungi, apasă like,
distribui acest material și nu uita că până data viitoare iarba crește pe câmp și gazonul în curtea voastră. Salutare!